M-a marcat foarte mult un bunic. Eram în parc cu fetițele și era un bunic cu trei nepoței. Se înțelegea cu nepoții prin semne, pentru că e clar că nepoții erau crescuți afară, plecaseră copiii afară și erau veniți cu nepoții în vacanță la Iași și nu știa, bunicul nu știa limba lor, spaniolă cred că era, și nepoții nu știau limba română. Deci e o dramă. Când devii tată, îți dorești cei mai buni pentru copiii tăi, dar îți dorești să-i ai aproape. Și atunci întrebarea se pune, în ce Românie vor trăi copiii noștri? Dacă facem lucrurile cum au fost făcute până acum, nu se schimbă nimic. Nu poți să faci lucrurile la fel și să speri la rezultate diferite. Aceiași oameni, cu aceeași mentalitate, cu același mod de a face lucruri, aceleași partide, cu aceleași metehne, n-au cum să producă alt rezultat. Noi ne mințim unii pe alții dacă votăm permanent aceiași oameni, aceleași partide. Doar pentru că îi schimbăm între ei, nu înseamnă că se va întâmpla ceva nou în România. Iar România are nevoie de o schimbare radicală. De aceea am creat ADN, pentru că ADN vine cu alternativă la toată clasa politică. Sigur că e o misiune foarte grea. Sigur că suntem împiedicați, nu suntem lăsați, avem opreliști de prin toate părțile.